Ești pregătit să te desparți de acest personaj? Da, 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 sunt, sunt. Glumesc, nu? Sunt pregătit, sunt cumva nostalgic, dar îmi zic nostalgic cu toată asumarea, pentru că sunt, e începutul sfârșitului și sunt foarte mândru după munca asta de patru sezoane de mine și în același timp de toată echipa. Sunt mândru că am avut o echipă formată din cei mai buni profesioniști din domeniu. Vorbesc aici aproape pe toate departamentele pe care le includ în această discuție. Sunt mândru pentru că am spart bariere, am învins preconcepții vechi din România și am ridicat ștacheta foarte sus în ceea ce privește calitatea serialelor românești. Se vorbește despre noi în breaslă, în târg cu ghirimele de rigoare și asta nu poate fi decât un lucru de bun augur. Înseamnă că oamenii au reperat calitatea și o urmăresc, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Îți dorești să continue cariera ta cumva și în afara granițelor țării? Există propuneri sau cumva mergi la castinguri? O, da, îmi doresc, dar să știi că, așa cum spune vorba românească, nici afară nu stau câini cu covrigi în coadă la modul serios, pentru că sunt foarte multe criterii de selecție la care ești supus înainte să ajungi în postura respectivă. Nu înseamnă că nu se poate întâmpla, ba, cu atât mai mult pentru că platformele internaționale de streaming oferă cumva tipul ăsta de, nu știu, accent mai este european, tot felul de povești din astea. E curentul ăsta acum cu cei discriminați, cu minoritățile, iartă-mă, în sensul ăsta, adică pentru că sunt și pentru că trăim în lumea asta unde se acordă foarte mult credit acestor aspecte, nu spun eu dacă e bine sau rău, dar asta pe noi ne avantajează, pe noi, pe români, pe este europeni, pentru că încep să se facă mult mai multe producții cu scenarii sau cu acțiuni care se petrec pe aici, pe la noi. Și da, asta cred că deschide foarte multe uși, respectiv oportunități, dar, repet, să vină lucrurile astea, pentru că altfel vorbim vorbe și mie nu-mi place, nu sunt uh, omul ăsta. Îmi place să vorbesc atunci, asumat, când se întâmplă lucrurile. Mă duc, dau casting sau sunt invitat să fac parte din proiect și abia atunci pot să-mi dau seama despre cum stau lucrurile realmente. Până atunci sunt povești. spune cum te-a schimbat pe tine personajul Tudor și ce ai fost nevoit să înveți ca să-ți conturezi cât mai bine acest personaj? Pentru că a fost un rol destul de dificil, cu multe scene de violență. Da m am maturizat, să știi. Am învățat foarte mult pentru că am lucrat enorm cu colegii de pe departamentul de cascadorie, unde a trebuit să facem foarte multe lupte în stil performant, la cele mai mici finețuri, astfel încât totul să pară credibil din spatele ecranului. cascadoriile totdeauna ți le-ai făcut singur? da, am făcut cascadoriile singur, tot timpul, în afară, nu știu, de chestii la care nu aveam, pentru care nu aveam aptitudini. Habar, eu n-am permis de motoscooters, spre exemplu de scuter, n-am categoria A. Și atunci când era de mers cu motorul sau ceva, nu puteam să merg eu pentru că era total nesigur și nu poți, în legislația românească nu-ți permite să faci chestia asta și noi la clanul am respectat legea. Deși e serialul despre clanul, am ținut tot timpul să respectăm legea. Dar altfel, da, l am făcut singur, am avut căzături chiar ieri, am avut o luptă cu... pentru o scenă din, din serial și mi-am zgâriat foarte... zgâriat. Mi-am julit tot nasul, îmi-am luată pielea, dar acum am fost la colegii de la Vorbește Lumea și m-au machiat. Le mulțumesc pe calea asta, doamnelor! M-au machiat frumos ca să fiu în fața voastră, să vorbesc și să mă prezint frumos, că altfel Veneam, veneam așa cu nasul roșu de Rudolf și ceva sânge pe la nas, și nu cred că era cel mai potrivit prin-plan de, de luat.